Bună! Încep alt vlog în mașină, cum v-ați obișnuit probabil. Majoritatea vlogurilor mele încep în mașină. Am zis să încep să filmez pentru că vreau să vă arăt zăpadă. A nins ieri. Ieri și seara a nins la noi și arată așa de frumos acum că totul este alb. Copacii, acoperișurile, totul e alb și arată așa de frumos. O să fie nașpa în următoarele zile când o să dispară zăpada de pe copaci și o să arate gri și blă. Dar acum arată așa de frumos și când o să am așa o vedere mai bună, o priveliște mai bună, o să vă arăt și vouă. Că la noi este ninsoare, a nins și arată frumos acum și mă bucur că drumurile măcar sunt curate. Îmi scuz, îmi cer scuze dacă tot o să mă auziți așa sărăcită și începe să-mi treacă, începe să mă simt mai bine, cât de cât. Și am vrut să filmez un vlog astăzi, mai mult ca să vă arăt zăpada, că am zis că dacă filmez mâine, până mâine se topește, să o stăpească de pe copaci și nu o să mai arate la fel de frumos. Dar astăzi vreau să fac un vlog, nu fac nimic special, nu fac nimic deosebit, doar vreau să filmez puțin pentru voi. Și am vrut să vă zic de un fond de ten. Am primit o mostră de la Sephora când mi-am făcut o comandă online. Am primit o mostră într-un pliculeț de fond de ten. Fondul de ten Guerlain Lingerie de Peau. Arată așa de bine, deci mă uitam pe față, mi-a zis că arată atât de natural. Și are o acoperire medie și arată așa de natural, abia zici că ai fond de ten pe față și zic ce-mi place fondul ăsta de ten. Și pe aia m-am uitat online să văd cât costă, că zic, pe să-l vreau, că arată așa de bine. Dintr-un pliculeț din ăla mic pe care mi l-au dat, am putut să mă... Asta a fost a doua oară când m-am dat cu fondul ăsta de ten și îmi place așa de mult. Și m-am uitat pe net să văd cât costă și... E 63 fără taxe, cu tot cu taxe, ajunge 65, 67, în jur de 70 de dolari oricum. Și zic, atâția bani pe fond de ten. Și tocmai ce l-am cumpărat din nou pe cel de la Estée Lauder, double, mi l-am recumpărat pentru că mi s-a terminat. Și tocmai ce l-am luat pe ăla, de ce nu, nici nu am început încă și zic, nu pot să-mi iau acum încă un fond de ten, dar așa de mult îmi place. Nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar sunt așa, acum atrângesc după fondul ăsta de ten pentru că îmi place la nebunie. Deocamdată. Nu l-am pe față de prea multe ore, l-am de... 5 ore, de 6 ore. Eu zic că arată super pentru 6 ore și sunt super impresionată de fondul ăsta. Brada a intrat acum în drive și a fost, era o bucățoaie de gheață. Nu știu, a parcat super aproape de mașină. Nu a parcat eu, a fost, uite cum se parcate ea. Vedem, vedem. Luase-o, nimerese o bucată de gheață și de aia. Nu-mi place să conduc iarna, nu știu că îi place să conducă iarna, dar mie nu-mi place să conduc iarna, zăpadă, gheață, nu. Prefer să nu ies din casă decât să conduc prin vreme din asta, dar ce-mi place fondul ăsta de ten. Mă oftic și plus că nu se găsește în magazinul Sephora de lângă mine, trebuie să-l comand online dacă e să-l cumpăr. Noroc că mi se potrivește nuanța asta pe care am primit-o din mostră, așa că am o idee cât de cât ce nuanță mi s-ar potrivi. Asta să vă arăt câtă zăpadă. Deci zăpada este... e o tonă de zăpadă. Îmi trece zăpada de genunchi în orice caz. Aici, uitați, stai să vă arăt. Mi-ajunge zăpada, e multă zăpadă, a nins mult și arată așa de frumos. Îmi place și îmi place că nu bate vântul astăzi. Acum o să intru în casă și filmez mai târziu. Acum suntem la Popeyes, este un fast food unde au pui prăjit. Este un fel de KFC, asemănător cu KFC, dar nu chiar. Mi se pare mult mai bun. Aici, în Statele Unite, KFC mi se pare nașpa. Și Popeyes aici mi se pare foarte asemănător cu KFC din România. Este pui prăjit foarte bun, delicios. Deja salivesc. Așa că noi ne-am oprit să mâncăm niște pui prăjit și... după aia, nu știu, vreau să mănânc un biscuite. Mi s-a pus mie pata că vreau să mănânc biscuite din ăla cu frosting deasupra și cred că după aia o să mergem să căutăm niște biscuiți, pentru că mi s-a pus mie pata că vreau biscuiți. Dar asta facem acum. Ne-am oprit să mâncăm și am zis să vă arăt și vouă cum e la Popeyes și să vă arăt ce facem în momentul de față. Aici sunt chicken tenders, cele care nu sunt picante, și aici sunt cele picante. Am cumpărat de două feluri. Și mie îmi place să le mănânc cu sosul ăsta de muștar, de Mardi Gras. Că nu-mi băștea pe masă. E super bun. Îmi place tare mult. Îmi plac astea, dar și astea câteodată. Dar astea au o aromă mai asemănătoare ca cele de la KFC din România. KFC de aici nu arată așa, aurii și crocante cum se numesc astea, chicken tenders la KFC nu arată așa, arată mai nașpa. Popeyes mi se pare cel mai asemănător cu KFC-ul din România, cel pe care îl știu. Țin minte că și atunci când am locuit în Anglia și am fost la KFC acolo, mi s-a părut la fel diferit față de România. Mi-e dor câteodată de sosul ăla de usturoi care este la KFC în România, aici nu există. Sosul ăla era bun, maionezul cu usturoi, tăcerea aia, aia era bună. M-am oprit să-mi cumpăr și un sugar cookie, se cheamă. Este un fursec mare, a costat aproape $2. E scump. E bun, am auzit că s-ar fi cele mai bune biscuiți mezi și măcar sunt cei mai mulți biscuiți pe care am mâncat vreodată. E bun, nu pot să zic că este yummy, vreau să mai mănânc încă o dată. Se pare normal, data viitoare o să încerc din alt loc. Mai este un loc aici care biscuiți buni, care e mai aproape de casa noastră, dar deocamdată o să mă îndop cu asta. O să mergem acasă, nu o să mai facem nimic special, nu o să mai am nimic să vă arăt. Cred că o să vă arăt câteva dintre decorațiile pe care le avem noi în sufragerie când ajungem acasă, să vă arăt puține decorații, că v-am promis că o să fac asta. Să vedeți cum am împodobit noi de Crăciun. Sunt curioasă dacă voi ați împodobit casele de Crăciun. Mai sunt 10 zile până la Crăciun, că filmez eu vlogul astăzi. Astăzi este 15 decembrie și mai puțin și vine Crăciunul. Abia aștept. Îmi place Crăciunul, dar nu știu, mi se pare că l-aștepți un an întreg și când vine durează o zi și gata, a trecut Crăciun. Am stat și am așteptat atât de mult pentru Crăciun și după aia a venit și a și plecat. La fel ca toate evenimentele importante, cum sunt zile de naștere sau mai știu eu ce. Așa se întâmplă, le aștepți un an de zile și pe aia vin și pac, au și trecut. O să mai filmez acasă, vreau să vă arăt câteva decorații pe care le-am pus. Am ajuns acasă și înainte să închei vlogul am zis să vă arăt și câteva dintre decorații, pentru că am zis că o să vă arăt. Aici este bradul nostru de Crăciun. Aici am un fel de sat, este un Christmas village. Sunt fel și fel de căsuțe cu luminițe, cu un toy shop, o brutărie, sunt mai multe chestii așa, îmi plac alea. Păcat că nu avem mai mult spațiu ca să facem un orășel așa și mai mare, dar îmi place mult să colecționez căsuțe din astea. Și bradul nostru anul acesta are argintiu și auriu. Am zis să-l facem în culorile astea anul ăsta. Și avem și câțiva moși pe aici, câțiva moși Crăciun, o să viară și o să vă arăt și stătucul în mai de aproape. Să vedeți bradul mai bine. Bradul nostru nu are un moț încă, nu i-am pus vârf. Un moș Crăciun cu doi spărgători de nuci. Și aici este satul, nu știu cât de bine se vede. Aici sunt doi polițiști cu un câine. Așa, un tren. Cam întunecat, nu se vede prea bine. Moș Crăciun făcea poză cu copiii, magazin de jucării și un pub acolo în colț, este și un pub. Dar da, ăsta este satul nostru, micul nostru sat cu căsuțe de Crăciun. Bradul, cum v-am spus, să vă arăt și alți moși Crăciuni. Pe ăștia n-am știut unde să-i pun și am pus pe măsuța asta. Asta este un moș mare, este așa în culori albastru-verde. Și doi mai mici. Pe măsuța asta de obicei punem o statuete mici cu nașterea lui Hristos, dar în anul acesta nu le-am pus pentru că n-am vrut să le spargă Connor, pentru că sunt din ceramică și știam că el o să creadă că sunt jucării dacă le vede acolo. Și mai am aici încă trei moși. Am zis, nu se vede prea mult că am stins, n-am decât o lumină prinsă ca să vedeți luminițele. Îmi place tare mult moșul ăsta, este unul dintre preferații mei. Așa, și pe draperii, la perdele am pus chestii din astea pe care le-am împodobit. Și am mai pus și aici sus la bucătărie. Am pus sus pe dulapuri ghirlandă cu luminițe. Cam așa am decorat noi de Crăciun aici în sufragerie, cam astea sunt decorațiile noastre mari pe care le avem aici puse. Am vrut să vi le arăt și vouă, sper că vă plac, mie îmi plac mult. Îmi place tare mult să decorez de Crăciun în fiecare an. Partea mai grea este când trebuie să le dai jos și trebuie să stai să le bagi pe toate în cutii, 60.000 de cutii. Dacă ați decorat casa de Crăciun, vreau să-mi arătați și mie pozele voastre pe Instagram, să-mi dați un tag sau ceva pe Instagram ca să văd și eu pozele voastre cu bradul, să vă cum ați făcut bradul, ce decorații aveți de Crăciun. Îmi place mereu să văd și cum decorează alte persoane. Așa că dacă aveți Instagram, să mă căutați acolo și să-mi dați un tag sau ceva ca să văd și eu pozele voastre cu ornamentele voastre de Crăciun. Abia aștept să văd cum ați decorat voi. Cam atât pentru vlogul de astăzi, nu am făcut nimic interesant, doar am vrut mai mult să vă arăt decorațiile mele de Crăciun, sinceră să fiu, pentru că mi-aș cerut câteva dintre voi și am zis să vă arăt și vouă cum am decorat noi aici în sfragilie de Crăciun. Cam atât pentru vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați, voi știți, voi butonul ăla cu degetul în sus să apăsați pe el, să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, iar noi ne vedem în curând în următorul filmuleț, v-am pupat, pa! Acestea au fost produsele care, din punctul meu de vedere, nu își merită faima sau banii.